Sute de oameni, atât din Sălaș, cât și din țară, s-au adunat ieri la prânz pentru a-l conduce pe ultimul drum pe renumitul doctor Ioan Pușcaș. În ciuda ploii care, după vorba populară, dovedește că mortul regretă că s-a stins, curtea bisericii din Treznea, satul natal al doctorului Ioan Pușcaș, a fost plină ochi. Alături de familia îndurerată au fost și săteni, care au trecut de nenumărate ori pragul casei pentru a-i cere ajutorul, prieteni din toate colțurile țării, dar și numeroși șefi de instituții care l-au cunoscut și l-au respectat pe doctorul Pușcaș. Sicriul deschis, cu fotografia regretatului doctor, a fost așezat în mijlocul bisericii, unde oamenii s-au înghesuit să-l vadă pentru ultima dată, să-i aducă flori și să spună șoptit, Dumnezeu să-l ierte. La căpătâi au stat cei doi copii îndurerați, nepoții și prieteni apropiați, care au străbătut sute de kilometri pentru a-i aduce un ultim omagiu. Durerea era evidentă pe chipurile tuturor celor prezenți. Cei opt preoți care s-au reunit pentru a oficia slujba religioasă spun că l-au cunoscut pe doctorul Pușcaș, ca pe un om mărinimos, dornic mereu să ajute. Doctorul Pușcaș n-a murit decât cu trupul. Doctorul Pușcaș este înveșnicit prin spitalul care poartă numele, după cum a spus părintele protopop care oficia slujba de mormântare și care a transmis mesajul de iertare tradițional adresat ca fiind din partea celui decedat către apropiat. Preotul parohiei din Treznea și-a amintit cu mândrie că medicul a fost mereu un umăr pe care se putea plânge, un ajutor pentru cei aflați la nanghie, promițând că îl va menționa de acum înainte la fiecare slujbă de duminică. I-au spus rămas bun și prietenii de o viață, între care medicul primar de boli interne Ștefan Blaj, care a spus că doctorul Pușcaș a fost nu doar prieten, ci un adevărat mentor care l-a făcut să iubească medicina. Trupul neînsuflețit al doctorului Pușcaș se odihnește acum alături de fratele și de părinții lui, în cimitirul de lângă biserica din Trez. Înainte ca lespedea mormântului să fie pecetluită, un alt bun prieten al renumitului doctor, născut la Treznea, a recitat poezia Rugă pentru părinți, scrisă de Adrian Păunescu, care la rândul său l-a admirat și a fost alături genului sălejan. Doctorul Pușcaș s-a stins din viață noaptea de vineri spre sâmbătă la vârsta de 83 de ani. A avut parte de recunoaștere internațională pentru cele peste 600 de lucrări științifice, 42 de brevete de invenție și 126 de descoperiri medicale, toate adunate în cei peste 50 de ani de activitate ca medic și om de știință, precum și prin bunătatea și disponibilitatea de care a dat dovadă pacienților săi. Iubirea sa pentru Sălaj, în special față de localitatea natală, Treznea, l-au ținut pe doctorul Pușcaș aici, lângă noi, toată viața, deși a avut oferte de milioane de dolari. În cartea Înțelepciunea lui Iisus Hilar, capitolul 38, versetele 1 și 3, următoarele cuvinte. Cinstește pe doctor cu cinstea ce îi se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul. Știința doctorului va înălța capul lui și înaintea celor mari va fi minunat. Foarte bine se potrivesc aceste cuvinte a dormitului întru Domnul. Am ascultat cu luare aminte cuvintele de rămas bun pe care a dormitul întru Domnul prin părintele protopop le-a adresat celor dragi. Eu vin în completarea părintelui Abraham, care a fost înaintașul meu aici în parohia Treznea, și vreau să fiu și eu un purtător de cuvânt care să aduc un cuvânt de mulțumire. Și vreau să fiu purtătorul de cuvânt al creștinilor din comunitatea aceasta a satului Treznea, care, așa cum spunea și părintele, nu știu dacă a fost vreunul care să fie apelat la domnul doctor Pușca și să nu fie ajutat. Un munte de om a lămitul întru Domnul, îndată se sensibiliza și niciunul nu mergea fără să fie ajutat. În această notă sunt convins că cuvintele pe care Sfântul Evanghelist Matei la capitolul 25 le spune ca verdict a celor care și-au trăit viața cu folos pe pământ, adică veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerurilor, mi se potrivesc și adormitului întru Domnul. Că pe mulți bolnavi i-a vindecat, pe mulți sărmani i-a ajutat, pe mulți necăjiți i-a cercetat. Și acesta este cuvântul de îmbărbătare, cuvântul care să le dea speranță și consolare familiei care astăzi îl petrece pe adormitul întru Domnul
pe ultimul drum. Eu, ca purtător de cuvânt, cum am spus, al credincioșilor din parohia Dresdea, mă rog Bunului Dumnezeu astăzi și de azi înainte la toate liturghiile pe care le vom săvârși în biserica parohiei noastre, ca să-L odihnească în pace și să-L așeze în latura dreptilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.